În județul Mehedinți, o parte din elevi aleg să urmeze regimul de frecvență redusă sau seral. Cei mai mulți dintre elevi au ales să meargă la seral pentru a-și continua studiile pe care, din anumite motive, le-au întrerupt. La momentul actual, numai 10 licee mai dețin clase la fără frecvență sau cursuri serale. 10 licee din județul Mehedinți mai oferă la momentul actual cursuri liceale fără frecvență sau la seral. Reprezentanții liceelor spun că au solicitări și există cerere pentru acest tip de frecvență. Cei mai mulți elevi aleg cursurile seral sau fără frecvență deoarece au nevoie la locul de muncă de studii medii complete. În anul școlar 2021-2022 avem un număr de 11 clase formate de învățământ seral. Da, să știți, spre surprinderea noastră am avut foarte multe solicitări pentru clasa noua seral și pentru clasa 11-a seral în acest an. Programul lor este de la 16 la 20 și elevii chiar sunt interesați de această formă de învățământ. De asemenea, noi mai avem și elevii claselor a 11-a profesională care au finalizat cursurile și care vor urma învățământul seral începând din semestrul al doilea. Majoritatea susțin că doresc să vină pentru că le trebuie la locul de muncă. Acolo unde se lucrează doresc completarea studiilor. Mulți dintre ei sunt care au făcut școli de ucenici, școli profesionale la vremea aceea și n-au mai finalizat. Sau cei de clasa nouă care nu au decât 8 clase. Cursurile durează 6 săptămâni, fiecare semestru având câte 3 săptămâni. Cei care aleg să urmeze această formă de învățământ sunt în general persoane active pe piața muncii și cărora activitatea profesională nu le permite frecventarea cursurilor la zi. 8 clase, una de-a 9-a, una de-a 10-a, și de 11, 12 și 13 câte două clase. Total 172 de elevi. Deocamdată încă văd că mai avem așa populație școlară, așa pentru că mai sunt oameni care dintr-un motiv sau altul nu și-au terminat studiile. Se vede că cei mai mulți sunt cei care vin către clasa 11, 12, 13, către clasa 9 și 10 mai puțin. Majoritatea elevilor fiind și din promoții mai tinere și ele mai puțin în județ, așa sunt mai puțin. În clasa 9 nu avem decât 15 ele și între 10 21. Dar, având în vedere că sunt cei care, dintr-un motiv sau altul, întreruși studiile liceale, vin după aceea de continuu. Le convine situația pentru că lucrează și vârsta și timpul nu le permite să vină la niciun cursuri de zi. Cele mai multe clase la care se organizează cursuri fără frecvență sau seral sunt cele de a 11-a, a 12-a și a 13-a. La momentul actual, această formă de învățământ poate fi frecventată la liceele Lorin Sălăgean, Liceul Tehnologic Dierna din Orșova, Liceul din Halânga, Liceul Teoretic din Cușmir, Liceul de Transporturi Auto, Matei Basarab din Strehaia, Liceul Domnul Tudor și Liceul Teoretic Gheorghe Ionescu și Șești.